Mă invit să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Vom citi primele 9 versete din Cartea 1 Corinteni, care sună astfel. Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți și către toți aceia ce cheamă într-un loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu, care v-a fost dat în Iisus Hristos. Căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar, în așteptarea arătării Domnului Iisus Hristos. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Sunt sigur că cei mai mulți dintre dumneavoastră ați cunoscut frustrarea și durerea unor provocări în care ați știut ce aveți de făcut, dar nu ați avut resursele necesare. Eu am trecut de multe ori în viață prin situații ca acestea, pe mai multe paliere ale vieții. La un moment dat m-am încumetat să mă iau după tinerii cu care ieșisem într-o tabără, într-o zonă de asta de escaladare, de tot felul de obstacole. Am crezut că voi reuși să țin pasul cu ei, dar pe la jumătatea drumului am cedat și m-am lăsat în gol. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a fost acolo o siguranță, o coardă care m-a ținut și m-a ajutat să ajung cu bine jos. Alte ori a trebuit să fac poate o călătorie importantă și m-am trezit în ultimul moment că mașina a cedat. Ca să nu mai vorbim de calculatorul care îți face de atâtea ori feste când trebuie să termine anumite obiective la timp și în ultimul moment te trezești că s-a pierdut tot ceea ce ai lucrat. Când ne uităm în Cartea Corinteni, putem înțelege că și viața spirituală și umblarea cu Dumnezeu uneori poate să fie însoțită de astfel de frustrări, pentru că înțelegem că suntem chemați la un anumit mod de a trăi și avem sentimentul că parcă ne lipsesc resursele pentru a face ceea ce ne cere Dumnezeu să facem. Dacă ați fost atenți în partea de început a scrisorii, Pavel se adresează bisericii din Corint ca unor oameni care au fost sfințiți în Iisus Hristos, dar în același timp chemați să fie sfinți. Când citim cartea 1 Corinteni, ne dăm seama cu câte probleme s-a frământat biserica aceasta și oamenii din biserica din Corint au avut de luptat cu o serie întreagă de situații în care aparent parcă nu mai aveai resursele necesare să te ridici la înălțimea chemării lui Dumnezeu sau să rezolvi într-un mod duhovnicesc problemele cu care oamenii se confruntau. Ca și biserică, biserica din Corint a trecut prin convulsii foarte, foarte mari și pe parcursul călătoriei noastre prin Cartea Corinteni vom vedea diferite situații, provocări prin care a trecut biserica aceasta și apoi resursele pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția bisericii pentru a ieși din aparentele înfundături în care au intrat. În primele 10 versete din capitolul 1, de 10 ori Pavel face referință la numele Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, chiar de la început, Pavel îi ajută să înțeleagă pe cei din biserica din Corint că răspunsurile la toate întrebările pe care le au, soluția pentru problemele cu care se confruntă, este una singură, Domnul Iisus Hristos. Nici el ca și slujitor, nici alți slujitori, nici resursele interioare a oamenilor din biserică nu sunt suficiente ca să rezolve problemele dintr-o biserică.
Hristos îmi este îndeajuns, spune o cântare atât de frumoasă, pe care vă provoc, dacă nu o știți, să o învățați, să o căutați pe internet, Hristos îmi e de ajuns. O cântare care atât de frumos subliniază, cred, ceea ce și Apostolul Pavel a vrut să spună bisericii din Corint. O biserică frământată cu multe probleme, păcate și situații tulburi. Aș vrea să vă provoc să ne uităm în a doua parte a textului, de la 4 la 9, și să vedem patru resurse importante pe care Dumnezeu le oferă credinciosului. Le-a oferit bisericii din Corint, oamenilor care formau această biserică, și ne oferă fiecăruia dintre noi care am avut parte de minunea aceasta de a-L fi întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, de a fi devenit sfinți prin har și în același timp am auzit chemarea de a ne sfinți până la sfârșitul vieții noastre, așteptând sfințirea finală despre care vorbește de asemenea Sfânta Scriptură. Ce anume ne dăruiește Dumnezeu în a ne ajuta să ne ducem sfințirea până la capăt? Adică să ne punem deoparte pentru Dumnezeu și să ne dedicăm lui Dumnezeu. Care sunt lucrurile pe care Dumnezeu mi le oferă ca să pot să mă împotrivesc presiunii de afară, a culturii, a chipului viacului acestuia, a ispitei de a rezolva problemele spirituale cu soluții firești lumești? Cum anume pot să depășesc imaturitatea spirituală? Versetele pe care le avem în atenția noastră în această seară, dragii mei, ne dau patru resurse extraordinar de frumoase, de importante, care ne pot ajuta pe fiecare dintre noi, fie ca persoane individuale, fie ca biserici, să ne ducem sfințirea până la capăt, așa cum ne cere cuvântul lui Dumnezeu. Primul lucru pe care îl putem vedea, chiar în versetul 4, mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos. Dragii mei, nu este mai mare binecuvântare, nu este dar mai măreț, nu este resursă mai importantă care să ne dea puterea să ne sculăm în fiecare dimineață din pat și să ne ducem lupta până la sfârșitul zilei decât înțelegerea și primirea harului lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Ce este harul? Harul este favoarea cu care se apropie Dumnezeu de noi. Este bunăvoința lui Dumnezeu față de noi și toate binecuvântările pe care Dumnezeu le revarsă peste noi. În primul rând, Iisus Hristos și tot ceea ce decurge din El. Faptul că Dumnezeu a ales să fie binevoitor față de noi, faptul că în ciuda răutății și neputinței noastre, El a ales să reverse peste noi har după har, binecuvântare după binecuvântare în Iisus Hristos, este cea mai importantă resursă pe care Dumnezeu ne oferă în lupta noastră spirituală și în dorința noastră de a duce sfințirea noastră până la capăt în fiecare zi. Dragii mei, harul lui Dumnezeu este modul prin care putem înțelege că niciunul dintre noi nu merită nimic altceva decât condamnarea lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, Dumnezeu alege să fie binevoitor cu noi. Da, dragii mei, nu merităm nimic. Și totuși, El a dat totul pentru vrăjmașii Lui. Pentru că noi ne-am făcut vrăjmași ai lui Dumnezeu prin gândurile noastre, prin viața noastră, prin alegerile noastre. Pe când eram noi încă păcătoși, spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său pentru noi. Asta înseamnă har. Asta înseamnă bunătatea fără margini a lui Dumnezeu. Asta înseamnă binecuvântarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu prin faptul că ne oferă în Iisus Hristos ceea ce niciunul dintre noi nu am putut să realizăm. Da, dragii mei, nu meritam nimic altceva decât condamnarea lui Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu a ales să-L condamne pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, în locul nostru. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a dat ce a avut mai scump pentru a-și răscumpăra vrăjmașii Lui. Harul lui Dumnezeu, de asemenea, ne ajută să înțelegem că niciunul dintre noi nu ne putem câștiga sau plăti o atitudine binevoitoare din partea lui Dumnezeu.
Toate faptele noastre bune, spune Sfânta Scriptură, nu sunt altceva decât o cârpă mânjită înaintea lui Dumnezeu. Ce ai putea să-i oferi tu lui Dumnezeu ca Dumnezeu să fie satisfăcut în mânia pe care ai stârnit-o tu prin păcatele tale, prin necredința ta? Nimic. De aceea a fost nevoie să ofere Dumnezeu totul. O jertfă perfectă, fără pată, fără zbârcitură, în Fiul Său, în singurul Lui Fiu, ca tu și cu mine să ne putem apropia cu încredere de Dumnezeu. Neexperimentând mânia lui Dumnezeu care să ne judece într-o clipă, ci dimpotrivă să ne putem bucura de bunăvoința lui Dumnezeu. Har înseamnă că nu există altă cale pentru mântuire decât ceea ce ne oferă Dumnezeu în Iisus Hristos. Orice dar bun și desăvârșit, de asemenea spune Sfânta Scriptură, este un dar venit de la Dumnezeu. Tot ce e frumos în viață ai pentru că Dumnezeu a vrut să-ți ofere lucruri bune și frumoase. Nu pentru că ai meritat, nu pentru că ai plătit, nu pentru că ai câștigat, nu pentru că ești special, nu pentru că ai performanțe, nu. Ci doar pentru că El a vrut să fie bun cu tine, El a vrut să aibă răbdare cu tine, El a ales să-ți dea ceea ce nu puteai tu obține în niciun fel. Prima resursă, dragii mei, care ar trebui să ne reîncarce bateriile spirituale și să ne dea energia de care avem nevoie, să ne putem împotrivi chipului acestui veac, să ne putem împotrivi ispitelor care ne dau târcoale, tendințelor de a ne manifesta fie în viața privată, fie în familie, fie în adunare, într-un mod păcătos. Este doar harul lui Dumnezeu spre care suntem chemați să ne uităm și să, la care să ne gândim în fiecare zi, înțelegând și acceptând bunăvoința lui Dumnezeu față de noi și primind tot ceea ce are Dumnezeu bun să ne ofere pentru noi în Iisus Hristos. De aceea Pavel începe încurajarea, instruirea, educarea, mustrarea și îndreptarea bisericii din Corint, îndreptând privirile lor spre harul lui Dumnezeu. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos. Harul este cea mai importantă resursă pe care ți-o oferă Dumnezeu pentru ca să mergi mai departe, pentru ca să fii biruitor. Și acest har Dumnezeu l-a dăruit în Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, cei care cred în Iisus Hristos, cei care primesc pe Iisus Hristos în inima lor, în viața lor, în sufletul lor, cei care îl urmează pe Iisus Hristos în fiecare zi, oamenii aceștia beneficiază, sunt copleșiți de bunăvoința lui Dumnezeu, de răbdarea lui Dumnezeu, de îndurarea lui Dumnezeu, de bunătatea lui Dumnezeu. Dar din versetul 5 vedem că Dumnezeu mai oferă ceva credinciosului și bisericii celor răscumpărați. Căci în El, adică tot în Hristos, ați fost îmbogățiți în toate privințele cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu nu doar că se arată cu bunăvoință față de noi și nu doar că și-a arătat bunătatea, dragostea, îndurarea față de noi, dându-L pe Iisus Hristos să moară pentru păcatele noastre, dar după ce ne-am întors la Domnul și am intrat în familia lui Dumnezeu, Dumnezeu mai face un lucru extraordinar care ne ajută și prin care Dumnezeu ne dă energia și forța și resursele necesare ca să ne ducem sfințirea până la capăt, și anume darurile duhovnicești pe care le revarsă Dumnezeu peste poporul Său, peste fiecare persoană. Dumnezeu a copleșit poporul Său cu tot felul de daruri și mai specific, în textul nostru, Pavel amintește două daruri importante: orice vorbire și orice cunoștință. Posibilitatea de a vorbi despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, despre adevărurile Sfintelor Scripturi, de a lăuda pe Dumnezeu, de a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos, este un dar pe care l-a făcut Dumnezeu poporului Său. Și înțelepciunea, puterea de a pătrunde toate tainele Scripturii, de a cunoaște adevărul, de a înțelege doctrinele
importante ale Scripturii. Toate acestea sunt căi prin care Dumnezeu își revarsă darurile sale peste poporul său, peste biserica sa. Și observați care sunt efectele acestei generozități a lui Dumnezeu, care revarsă din belșug tot felul de daruri spirituale prin Duhul lui Dumnezeu datorită lucrării lui Hristos. În felul acesta, mărturia despre Iisus Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Ori de câte ori se vorbește cuvântul lui Dumnezeu, se proclamă numele lui Hristos, se dezleagă tainele Scripturii și oamenii sunt învățați din cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, mărturia lui Hristos este întărită în viața noastră și în adunarea noastră. Cu alte cuvinte, pe măsură ce asculți mai mult cuvântul lui Dumnezeu tălmăcit de oamenii lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, pe măsură ce ajungi să-L cunoști mai mult pe Hristos și cuvântul lui Hristos, cu atâta te vii mai convins și mai întărit în credința ta în Domnul Iisus Hristos. Apoi, în El ați fost îmbogățiți în toate privințele. Darurile îmbogățesc. Darurile te fac să te simți în belșug. E atât de important să înțelegi cât de bogat ești. Odată intrat în familia lui Dumnezeu, nu mă refer la bogății materiale, deși de multe ori Dumnezeu coplășește generații întregi cu toate lucrurile de care avem nevoie pentru viața de fiecare zi. Dar când ne uităm la multitudinea darurilor spirituale, la oamenii pe care îi dăruiește Dumnezeu bisericilor, prin care își învață copiii, prin care își învață credincioșii, toate acestea ar trebui să ne facă să ne simțim copleșiți și să recunoaștem, suntem atât de bogați și nu ducem lipsă de nimic. Mărturia lui Hristos este întărită, ne simțim îmbogățiți și uitați ce mai spune Apostolul Pavel, că face această generozitate a lui Dumnezeu cu care împarte daruri poporului său. Așa că nu duceți lipsă de nimic și de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Generozitatea aceasta a lui Dumnezeu, bogăția de daruri pe care o revarsă peste copiii lui Dumnezeu, ne face pe noi să ne fie și mai dor de Domnul Iisus Hristos și să așteptăm revenirea lui Hristos. Dragii mei, suntem atât de binecuvântați și trăim vremuri atât de binecuvântate. Toate oportunitățile vieții pe care le avem și care ne ajută să ne îndreptăm privirile spre Dumnezeu, care ne ajută să-L cunoaștem pe Dumnezeu, sunt un dar prin care Dumnezeu a vrut să ne îmbogățească. Ca o paranteză fiind spus, Domnul Iisus spune că în vremurile din urmă, cunoștința va crește. Și trăim vremuri în care doar să vrei și poți să cunoști tot ceea ce Dumnezeu a avut să spună omenirii. Chiar și undele acestea, internetul și toată tehnologia de care ne putem bucura, dragii mei, ar trebui să le privim ca un dar și o bogăție pe care ne oferă Dumnezeu, pentru că prin ele putem vesti cuvântul lui Dumnezeu, putem întări sufletele credincioșilor, putem mărturisi Evanghelia celor care nu-L cunosc pe Domnul, putem vorbi de Domnul Iisus Hristos celor care niciodată n-au auzit de El. Da, suntem binecuvântați și avem atâtea resurse pentru ca să ne putem duce sfințirea la capăt. Avem Harul lui Dumnezeu care ne copleșește și ne face să Îl privim pe Dumnezeu ca un conducător binevoitor față de noi, care nu a vrut să smulgă ceva de noi, din noi, nici n-a vrut să ne pedepsească și să ne condamne pe veci, ci l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca orice om care se apropie de El să experimenteze bunătatea Lui. Da, avem atâtea daruri. Dumnezeu a binecuvântat poporul Său, biserica Sa, din vremurile acestea, cu atâtea oportunități, cu atâtea capacități, toate acestea, pentru a fi mai întăriți în credința noastră în Hristos, pentru a nu ne plânge, ci dimpotrivă a ne bucura de toate binecuvântările cu care Dumnezeu ne copleșește și pentru a ne aprinde mai mult dorul după venirea Domnului Iisus Hristos. Harul lui Dumnezeu, darurile lui Dumnezeu, a treia resursă foarte frumoasă și importantă, găsim în versetul 8.
El, adică Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Său și prin bunăvoința și harul lui Dumnezeu, El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului Iisus Hristos. O promisiune extraordinară, care ar trebui să te facă să nu-ți pierzi nădejdea și speranța, să nu renunți la luptă, ci să mergi mai departe, pentru că ascultă ce spune aici. Dumnezeu te va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fii fără vină în ziua venirii Domnului Iisus Hristos. O protecție și o siguranță pe care Dumnezeu o promite în Iisus Hristos, celor care sunt în trupul lui Hristos, care îl așteaptă pe Hristos, pentru că atunci când va veni Hristos, tu să nu fii condamnat, ci să poți auzi cuvintele binecuvântate. Veniți, binecuvântați Tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Sunt multe alte texte în Scriptură care ne ajută să înțelegem că Dumnezeu este alături de noi, Dumnezeu ne asistă, Dumnezeu ne sprijină în chemarea pe care ne-a făcut-o, chemarea de a fi sfinți. Ascultați în Filipeni 1:6. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu ne-a chemat să fim sfinți și să ne sfințim, nu ne-a lăsat singuri, ci El s-a oferit pe El însuși să ne asiste, să ne ajute, să ne îndrume, să ne învețe, să ne încurajeze în chemarea pe care El ne-a făcut-o. El a știut că noi nu avem în noi resurse suficiente ca să ne sfințim în fiecare zi, ca să putem să ne opunem tuturor ispitelor și uneltirilor celui rău. De aceea s-a oferit pe sine și ni se oferă prin Duhul Sfânt să fie alături de noi, să ne încurajeze, să ne asiste în toate bătăliile și în toate luptele noastre. 1 Petru 1:5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Dumnezeu nu te lasă singur. Dumnezeu nu face lucrurile în locul tău. Sunt lucruri pe care doar tu poți să le faci. Dar acele lucruri pe care Dumnezeu ți le cere să faci, El știe că tu nu ai în tine însuți puterea și resursele necesare să le faci, de aceea se oferă pe sine să te asiste, să te ajute, să fie acolo împreună cu tine. În fiecare bătălie pe care o ai de dat, nu ești singur. Cu durere, uneori cu disperare aș putea spune, aud cuvintele unor oameni pe care încerc să-i consiliez, să-i ajut și care îmi spun, știu ce am de făcut, dar nu am puterea să fac. Oameni care nu au smerenia și, nu știu, puterea să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să fac ceea ce îmi ceri să fac. Să ai încrederea aceea că Dumnezeu, tot ceea ce a promis în Iisus Hristos, este da și amin. Și dacă El a promis să ne păzească prin credință, pentru mântuirea gata să fie arătată în Iisus Hristos, eu cred din toată inima că atâta timp cât eu voi sta lângă Domnul, cât voi asculta de Domnul, cât voi urma pe Domnul în fiecare zi, El va fi alături de mine și mă va ajuta în fiecare bătălie pe care o am de dat. De aceea, dragii mei, e atât de important să auzim cuvintele acestea. Uitați în Iuda 1:24-25. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veac. Amin. Are puterea să vă păzească de orice cădere. Atâtea căderi erau în viețile celor care formau biserica din Corint. Și pe măsură ce vom înainta în studierea acestei cărți, probabil că ne vom regăsi în majoritatea problemelor cu care se confruntau ei. Dar avem așa o promisiune frumoasă și cu asta începe Apostolul Pavel. El vă va întări până la sfârșit în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului Iisus Hristos. Dragii mei,
Mântuirea noastră a început în momentul în care ne-am întors la Domnul Iisus Hristos. Atunci am fost sfințiți, am fost puși deoparte, am intrat în familia lui Dumnezeu. Mântuirea noastră și sfințirea noastră continuă în fiecare zi, prin luptele pe care le avem de dat, prin asemănarea noastră tot mai mult cu chipul lui Hristos. Cu alte cuvinte, în fiecare situație a vieții ar trebui să te întrebi ce ar face Hristos în locul meu, cum ar proceda Iisus Hristos dacă ar fi aici, în cazul meu. Este o provocare și o chemare zilnică și pentru toată călătoria pe pământ. Niciodată nu o să ajungem la punctul în care vom putea spune: Doamne, îți mulțumesc că am ajuns sfânt și de acum nu mai am nimic de lucrat în viața mea. Nu. Cât trăim pe pământ, cât călătorim pe acest pământ, dragii mei, suntem chemați să ne sfințim, adică să ne punem deoparte pentru Dumnezeu, să ne consacrăm lui Dumnezeu, să ne separăm de duhul lumii acesteia și de mentalitatea acestui veac, de felul de a gândi și de a fi al lumii în răzvrătire de Dumnezeu până la sfârșitul vieții. Și apoi, încheierea, încununarea sfințirii și a mântuirii noastre va fi când va veni Domnul Iisus Hristos. Dar observați aceste promisiuni frumoase și această asigurare pe care ne duce cuvântul lui Dumnezeu, că prin Iisus Hristos Dumnezeu ne va ține, ne va da puterea necesară să rămânem credincioși până la capăt și să ne înfățișăm înaintea lui Hristos fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Care sunt resursele pe care ți le oferă Dumnezeu în momentul în care te întorci la El pentru ca să nu repeți greșelile trecutului? Harul lui Dumnezeu, darurile spirituale pe care le oferă bisericii, protecția lui Dumnezeu. Și în final, aș vrea să amintesc ultima binecuvântare și resursă în versetul 9. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Credincioșia lui Dumnezeu care ne-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos. Dragii mei, planul lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu pentru fiecare om care trăiește pe pământ este ca omul să ajungă să-L cunoască pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos. Asta își dorește Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Ca eu, ca tu, ca cei din casa mea, ca rudele mele, prietenii mei, conaționalii mei, să-L cunoaștem pe Iisus Hristos. Pe Fiul Său. O cunoaștere nu teoretică, nu statică, ci una permanentă și profundă. Pentru asta, Dumnezeu, atunci când noi ajungem să ne pocăim și să ne încredem în El, în tot ceea ce a făcut El pentru noi pe cruce, ne invită și ne adoptă în familia lui Dumnezeu. În familia lui Hristos, ne face frați cu Iisus Hristos. Pentru că El vrea ca noi să-L cunoaștem pe Fiul Său, El ne invită și ne cheamă în familia Sa. Și ne cheamă, de asemenea, la o relație personală, la o părtășie zilnică cu Domnul Iisus Hristos. Nu doar sporadică, nu o dată pe săptămână când vii la biserică, ci în fiecare zi, Dumnezeu vrea ca tu să ai părtășie cu Iisus Hristos. Adică să petreci timp cu El, să stai în prezența Lui, să cauți să-L cunoști, să-I auzi glasul, să-I cunoști voia, să-I înțelegi principiile, să vezi modelul, să auzi chemarea, să auzi promisiunile, să le crezi. Da, dragii mei, la asta ne cheamă Dumnezeu, la părtășia cu Fiul Său. La asta sunteți chemați și dumneavoastră, la asta sunt chemat și eu. Asta e voia lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Ca eu în fiecare zi să-L cunosc mai mult pe Fiul Său, Iisus Hristos. Și asta îmi dă mie tăria, puterea și resursele necesare ca să ies biruitor în luptele pe care le-am de dat cu păcatul, cu lumea, cu firea, cu uneltirile celui rău. Zi de zi, în fiecare clipă, spune cântarea, eu primesc puteri și har de sus să înving orice ispită spre slava Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, în Apocalipsa 3:20 avem un verset atât de frumos care spune:
Și îl prezintă pe Iisus Hristos ca bătând la ușă, spunând: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra, voi cina cu el. Deși scrisoarea și contextul se adresează unei biserici, totuși invitația este personală și la persoana întâi. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, eu voi intra, voi cina, voi sta cu el. Pentru că asta vrea Dumnezeu. Odată venit în familia lui Dumnezeu, tu totuși să ai o relație personală cu Fiul lui Dumnezeu. Asta e frumusețea, asta e taina, asta e resursa inepuizabilă a puterii lui Dumnezeu. Odată intrat în familia lui Dumnezeu, tu să ai părtășie zilnică cu Fiul lui Dumnezeu, să stai la masă în fiecare zi cu Domnul Iisus Hristos. Și cum facem asta? Ori de câte ori citim, deschidem cuvântul lui Dumnezeu, ori de câte ori ne aplecăm în rugăciune, ori de câte ori duhurile noastre se acordează cu Duhul lui Dumnezeu, ori de câte ori ființa noastră cere și dorește călăuzirea lui Dumnezeu și împlinirea voilor lui Dumnezeu, eu stau la masă cu Domnul Iisus Hristos. Este o mare provocare să fii altfel decât lumea de afară. Nu este deloc simplu să vâslezi împotriva curentului. Nu e deloc ușor să rămâi în lume, dar să nu fii ca lumea. Dar, dragii mei, înainte să pornim în această călătorie în care să vedem toate capcanele pe care ni le întinde lumea, toate tendințele și ispitele pe care le putem experimenta ca și copii ai lui Dumnezeu, să preluăm modelul vrăjmașilor lui Dumnezeu în viața noastră, Apostolul Pavel, Duhul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, ne pune pe masă această bogăție a resurselor pe care le are pregătite Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, ca să ieșim biruitori și să putem împlini chemarea și voia lui Dumnezeu. Așa că înainte să ne despărțim, te chem și te invit să te lași copleșit de harul lui Dumnezeu. Să înțelegi că Dumnezeu este și vrea să fie binevoitor față de tine și este gata să te binecuvinteze cu tot ceea ce are mai bun în Iisus Hristos. Asta înseamnă că Dumnezeu te invită la Fiul Său și să înțelegi că doar prin Fiul Său El te poate binecuvânta și te poate ierta, poate fi binevoitor față de tine. Apoi, odată intrat în familia lui Dumnezeu, trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru bogăția darurilor pe care Dumnezeu le oferă familiei lui Dumnezeu și poporului lui Dumnezeu. Să te bucuri de ele și să te folosești de ele. Mulțumește lui Dumnezeu pentru fiecare frate, pentru fiecare soră din biserică, pentru fiecare slujire, pentru fiecare oportunitate, pentru fiecare facilitate, pentru toate lucrurile frumoase din viață. Dumnezeu te copleșește cu bunătăți și cu daruri pentru ca să te ajute să rămâi lângă El, să mergi împreună cu El, să suferi pentru El. Apoi, nu trebuie să uiți că Dumnezeu a promis să te protejeze, să te țină în harul Lui, să te asiste până când va veni Domnul Iisus Hristos. Așa cum spune Domnul Iisus Hristos: nimeni nu va va smulge din mâna mea, nici o putere exterioară nu te va putea despărți de Dumnezeu. Singurul lucru care te poate pune în poziția disgrațioasă în care mâna lui Dumnezeu să apese împotriva ta este inima ta înșelătoare care se despartă de Dumnezeu. Frica și teama din ființa ta care să te facă să nu crezi toate promisiunile lui Dumnezeu. Așa că te invit și te încurajez și te îndemn. Ia-L pe Dumnezeu pe cuvânt, El niciodată nu minte și dacă El a promis că este lângă tine să te țină credincios până la capăt, încrede-te în această promisiune a lui Dumnezeu și în final, nu uita, credincioșia lui Dumnezeu, bunăvoința lui Dumnezeu înseamnă chemarea Lui pentru tine de a petrece timp cu Fiul Său în fiecare zi. Nu este resursă mai binecuvântată, nu este garanție mai mare decât să stai împreună cu Iisus, decât să rămâi în Iisus, ca și mlădița în viță, să petreci timp cu Domnul în fiecare zi, să te îndrăgostești tot mai mult de Domnul Iisus Hristos, să-L cunoști tot mai bine pe Domnul Iisus Hristos, să depinzi tot mai mult de El.
Asta e calea prin care Dumnezeu te poate ajuta și este gata să te ajute și să-ți dea puterea și resursele de care ai nevoie, ca tu să-ți duci sfințirea până la capăt. Iubiții mei ascultători, când Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, în El, El ne oferă și ne-a oferit iertarea, mântuirea sufletelor noastre, apartenența în familia lui Dumnezeu. Și prin El ne face și chemarea aceasta de a fi diferiți de lumea din care Dumnezeu ne-a scos. Asta înseamnă să fii sfânt, pus deoparte pentru Dumnezeu, consacrat pentru Dumnezeu, să nu te atingi, să nu te apropii de nimic care este păcătos, murdar, necurat. În noi nu avem resursele necesare să ne opunem și diavolul este atât de șiret și atât de viclean, atât de ușor ne înconjoară și ne înfășoară, spune Sfânta Scriptură, de aceea în Cartea Evrei provocarea este atât de clară și de frumoasă, să ne ținem privirile ațintite către Domnul Iisus Hristos, căpetenia și desăvârșirea mântuirii noastre și doar așa vom putea rămâne credincioși până la capăt. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă ajute să nu pierdeți niciodată din privirea dumneavoastră, din inima dumneavoastră, din conștiința dumneavoastră, toate resursele binecuvântate pe care Dumnezeu vi le oferă în dar, ca să vă puteți duce mântuirea până la capăt. Amin.